Suntem convinși că este mândră până la cer, pentru că iată are o fetiță superbă și iată este însărcinată. Felicitări, Dana, bună seara! Bună seara, mulțumesc frumos! Bună seara! Bună seara tuturor! Dana, de-a înțeleg că fericirea asta a ta, că ești însărcinată, e și umbrită! Ți-ai fi dorit un băiat și ai tot fată? Ce se întâmplă? Da, mi-aș fi dorit un băiat, ce este drept, mi-aș fi dorit, dar dacă e fată, o primesc la fel ca și pe Chantal și ca și pe băiat. Din păcate, medicul mi-a spus că va fi băiat și acum când am fost la ultimul ecograf, să zic așa, mi-a zis că este fată, așa că voi pune numele Selin. Foarte frumos. Și m-am gândit eu acum împreună cu soțul meu, Selin. Acum, dacă o să ne mai răzgândim, probabil o să rămână ăsta, probabil o să punem altul, nu știu, vedem. Da, aveți a plecare către nume din zona franțuzească, Chantal, Selin, adică e... Da, mie îmi plac numele astea, n-am vrut să-i pun Daniela și, eu știu, Roxana. Foarte bine, da, ai dreptate. Vrut ceva mai... Da, înțeleg, eu cred că voi aveți o misiune foarte frumoasă. Am senzația că voi faceți copii foarte frumoși. Asta mică, da, Chantal mulțumesc este, frumos, toată lumea îmi zice asta. Este și... o bijuterie. Da, mulțumesc, așa este. Chantal e copy-paste cu tatăl ei. Dacă bine ați văzut, seamănă leit cu Daniel, da, cu soțul meu. Și ce să zic, chiar m-am gândit să o dau să... Nu știu, să fie, chiar vreau să fie model fata mea și aș vrea să fie reclamă și pentru ceva, pamper sau eu știu pentru ce ar putea. O pui să mă gândesc meargă pe viitor la chestiile astea ca fata mea să fie... Dar nu vrei să o lași pe ea să aleagă? Imagine am și eu pentru... doi copii, de aia te întreb. Știi că noi mămicile... Da, eu o las pe ea să aleagă, dar oricum eu aparece că va fi mare pentru... variantele mai mari. Eu când e mică vreau să aleg pentru variantele astea mici. Cât are Chantal, un an? Chantal când face un an în februarie, în 16 februarie. Asta spun, deci până acum, cred că în afară de Maxim, mama nu poate să spună dacă vrea sau nu în zona de modă. Da, exact, și mama și zice. Asta, ai văzut? Da, până la urmă, soțul tău ce a zis când a văzut că n-a zis tata, a zis mama? Păi a zis tata, da, deși stă cu el foarte mult și mulțumesc soțului meu, chiar stăteam și mă gândeam într-o seară, vorbeam cu el că femeile care zic că ele cresc singure un copil, eu nu pot să le cred, pentru că este foarte greu să crești singure un copil. Dar n-a zis doar că e ușor. Este imposibil. Nimeni n-a zis că e ușor, unii mai crești și doi. Viața, uite, te aduce în situația asta și atunci... îți asum. Bun, deci ai propus-o pe Chantal unor agenții, o vezi la o reclamă? La da, eu o văd, în cel mai scurt timp eu o văd într-o reclamă de televiziune, într-o reclamă de, eu știu, de haine de copii sau așa. Îmi doresc foarte mult, așa că dacă vreo agenție își dorește ca să fie Chantal imaginea lor, cu drag, eu chiar luni o să am o ședință foto... profesională. Aha. Pentru Chantal. Îi faci un book, la... cum se cuvine, da? Un frumos nu, așa, un album. Facebook? Nu, îi faci un frumos așa. Da. Să te duci să arezi copilul, cum este el. Foarte frumos. Exact, îi fac un album, îi faci un album chiar luni. Vom merge în studio și atunci să vedem. Oricum e foarte frumoasă, e foarte expresivă și dacă ați văzut e foarte fotogenică. Așa este. Deci, mine mă lasă cu gura să scadă. Sunt sigură că și sora ei va fi la fel. Înțeleg și că vor semăna copy-paste. Înțeleg că există oameni care sunt părinți de băieți, iar alții sunt părinți de fete. Voi se pare că ați luat-o pe drumul fetele acest. Fetele lui tata o să se potrivească pentru exact, ei. Exact. Melodia. Da, ea chiar este fata lui tata, 100%. Și cea care urmează? Și mai departe? Vă opriți aici? N-am înțeles. Mergeți mai departe? O să avem doi copii și e suficient să mai lăsăm și pe alții care nu au deloc. Adică, na, toată lumea ne felicită că, wow, ce repede ai avut curaj să rămâi însărcinată și să faci al doilea copil. Ce să zic, da, într-adevăr, este foarte mare curaj și multă putere am avut din partea soțului meu, că altfel nu aș fi rămas însărcinată atât de repede. Adică am avut susținător puternic lângă mine și un soț adevărat, că altfel nu aș fi rămas, trebuie să recunosc. Foarte frumos. Bine, dar de ce ești supărată? Iartă-mă, Cristi. Te rog. Da, asta dar de ce ești supărată că ar trebui să fie un motiv de bucurie venirea pe lumea unui copil? Da, alte femei ar fi fost supărate. Da, așa este, alte femei. Dar eu nu am de ce să fiu supărată atât timp cât soțul meu mă iubește foarte mult. Este non-stop cu mine, cu fetița. Ce să zic, el îi face de mâncare. Am început să diversificăm mâncare. Acum are 6 luni, jumate face 7 și deja îi dăm de o lună mâncărică. El îi gătește la prânz, el îi gătește seara, el îi... Deci ești o mamă fericită și împlinită cu un bărbat care este alături de tine?
Da, eu muncesc foarte mult, ce e drept. Eu muncesc, nu am cum să stau foarte mult cu fetița, dar cât apuc să stau, stau și ce să zic. Îmi doresc ca și sarcina a doua, chiar dacă multe mame spun pe Facebook și mi-au spus că lasă că trebuie la a doua, dacă mai supura să naști natural. Da, o să nasc natural și a doua sarcină, a doua sarcină care acum care o am. Eu o să opez să nasc natural și a doua oară. Dacă n-am murit prima dată, a doua oară nici atâta. Va fi mult mai ușor, sunt convinsă. V-ați dorit totuși să fie acel gen de familie ideal, în sensul în care soț, soție, băiat, fată? Păi, vă dați seama că mi-aș fi dorit asta, da, mi-aș fi dorit din tot sufletul, dar dacă nu e ok, o fată și un băiat. Două fete. Spune-ne, te-ai îngreșat? Două fete și un băiat, da. În țarcină. Nu mai și băiat. Și băiatul o să vină generică. Spune-ne dacă te-ai îngreșat în prima, dacă te-ai îngreșat în sarcină. Acum, dacă bărbatul tău îngreșat este atras în continuare de tine. Am 5 luni și m-am îngreșat 5 kg. Foarte puțin. Da, e ok. Oricum, cu Chantal nu am pus foarte mult decât 12-14 kg, dar am dat jos în primele două luni aproape tot. Mai aveam de dat vreo 3 kg jos. După ce o să nasc, o să țin regim alimentar foarte strict și o să merg la sală. Deci nu se poate să rămâi așa cu multe kilograme în plus, dacă dorești să slăbești. Dacă nu dorești, atunci poți să... Îți dă Dumnezeu putere și îl faci și pe al treilea și pe al patrulea până iese băiat. Al patrulea nu mai. Au făcut mama mea... Faci o echipă de gimnastică. Să știi că există un exemplu la nivel public, se numește Anca Serea. A născut natural, nu zici că a născut vreodată. Arată super. Anca Serea. Da, arată eu am o soră care a născut natural 3 băieți, unul după celălalt, și arată ca Anca Serea. Deci la noi toate surorile mele în familie, din neam, nu sunt surorile mele grase. Deci noi din faita mea, să zic așa. Vreau să te întreb dacă și soțul tău a avut, el și-ar fi dorit băiat sau tu îți dorești? Că de obicei... Da, vă dați seama, el și-ar dori mai mult decât mine. Dar băiatul, bărbatul de sex, asta știi, nu? Deci dacă avem două fete, vina este a ta, dragule. Da, deci eu cred că e o binecuvântare. Pentru fotbal și pentru șah, pentru că el v-a mai spus că el e campion la șah și și-a suferit foarte mult ca băiatului să... Las că o să aveți gineri. O să-și ia fetele doi băieți buni și o să fie o familie frumoasă. Asta și doresc. Nu-mi doresc nimic pentru ele. Frumoase sunt, slavă Domnului, există frumusețe de buchet. Sperăm să le dea Dumnezeu înțelepciune. Eu cât pot ca părintele susțin sușitare mult mai mult decât părinții mei au făcut-o. Chiar de 1000 de ori mai mult. Cât mă ajută Dumnezeu, cât mă simt puterile, am să le susțin toată viața și în fiecare weekend, toată vara, m-am trezit la 4 dimineața. N-au fost greu pentru mine, dar asta o să fac toată viața. O să muncesc doar pentru ele. Da, înțelegem că dacă tu muncești și vei munci în continuare, că știu că ai machiat până în ultima clipă înainte să vină pe lume Chantal, soțul tău stă mai mult pe acasă? Da, soțul meu stă non-stop acasă cu, cu fetele, va sta el cu fetele. Și cu a doua fată. Asta e tata eroin. E băia bun, și nu a mers. Deci varianta cu Bona nu există. Soțul de ce? Nu mai dorește să aducem pe cineva în casă să aibă grijă. Dar ce s-a întâmplat? Ați avut probleme? Ce s-a întâmplat? Efectiv nu mi-a plăcut. Bona stătea mai mult pe Facebook decât cu fata și atunci n-am zis. Păi poate n-ați dimerit-o voi pe aia bună. Sau poate era la te uita la noi la televizor în loc să stea cu copilul, știi, dădea mereu. Nu. Cred că e cel mai ok unul din părinți să stea cu copii și să-i crească, să-i educe. Pentru că eu cred că un copil care e crescut de Bona, când o să-i zici, draga mea, hai, nu-i voie să faci aia. Ea zice, știi ceva, eu nu ascult de tine, eu ascult de Bona. Și nu cred că m-ar durea să zică copilul meu că eu nu sunt mama lui, mama lui e Bona. Adică voi, într-un fel, ați inversat rolurile. Tu aduci banul în casă și el stă cu copiii. Păi asta este, dacă eu câștig mai mult, normal că bravo ție. Foarte bine. Și vreau. Și mai ceva, să fii gravidă nu e o boală. Dar n-am zis nimeni. Dacă ești gravidă, nu ești bolnavă. Efectiv, trebuie să te simți mai bine și să te bucuri și să muncești în continuare, la fel ca și că nu aștept acum cu fața în sus să-mi aducă soțul mâncare, că eu nu pot să mă mișc nici până la buticul din scara blocului. Da, vezi, aici, spre deosebire de cazul de care am vorbit mai devreme, iată, este un soț care își asumă faptul că soția muncește și o sprijină. Nu se simte. Nu ți-ai tras șef, ca să zic așa, ci un om care te iubește și cu care vă completați. Dar bineînțeles, și ne iubim copiii la fel de mult. Eu nu aș putea să mă abandonez copilul meu cum a făcut blondina din subiectul dinainte. Deci nu aș putea să fac așa ceva. Opa. Ți se pare aiurea, nu?
Da, mi se pare chiar aiurea. Adică pentru un mascul să-mi abandonez copilul. Nu, nu există. Nu, prefer să nu mai am bărbat toată viața, dar copilul meu să rămână ever lângă mine. Dana, ea a zis așa, devenise violent, relația noastră nu mai mergea, de două ori m-a lovit de față cu copilul și a lovit și copilul și în cele din urmă am decis să plec. Și am lăsat copilul acolo. Dar dacă lași copilul, nu lași copilul cu un vagabond, iei și copilul cu tine, dacă ai dreptate. Dacă minți, atunci pleci tu și cu alți bărbați. Da. Puiul trebuie să rămână lângă mamă orice ar fi. Asta da, bineînțeles, dacă ești mamă. Dacă ești, noi suntem și știm. Zice, atunci mergi și o să te remăriți cu mulți alți bărbați. Cine te ia, te ia și cu un copil și cu doi și cu trei, nu? E, dar bineînțeles, dar eu o să mai fac să fie multe, să mai văd de multe ce o să fac, tot cu unul și cu altul. Adriana, da, deci uite, noi suntem niște, iubita mea, noi suntem niște exemple uite, foarte clare. Uite, mă, banca seara, a luat-o? A luat-o. Da, dar mă rog, avea și niște milioane în cont. Hello? Da, tu ce ai în cont? Ai? Te descurci? Deci Marcel nu o să ne caută niciodată. Hai să mai spun ceva. Și soțul Anca e seara de mine în cont. Cum mă cheamă? Maria sau cum mă cheamă? Mirela, dar acum e Maria. Maria, acum are nume de scenă. Da, mie nu-mi place subiectul ei, nu-mi place persoana ei, atât timp cât și-a abandonat copilul foarte prost din punctul ei. Din punctul meu de vedere, asta e o lumină proastă, adică copilul meu eu nu pot să-l las. Eu nu pot să uit clipele alea când am născut, nu pot să uit clipele alea când am fost, mi-a fost rău în sarcină. Nu, nu, sunt niște chestii, bătăile de inimă care le-am simțit prima dată când a fost copilul în mine, cum pot să uit chestiile astea? Da. Că am luat o palmă de la soț, câte mame nu și-au luat bătaie și au tras toată viața pentru copilul și pentru asta? Că e greu, da. N-am fost.